La timpul de rugăciune l-a citit, psalmul 73, nu-l voi mai citi, dar aș avea o rugăminte la dumneavoastră să fiți foarte atenți la cuvântul Evangheliei. Pentru că ori de câte ori cineva se ridică numele Domnului aici și rostește și citește un cuvânt, trebuie să considerăm că vorbește Dumnezeu. Știți cum trebuie să stăm? Când cineva vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, știți care ar trebui să fie atitudinea noastră? Ca și atunci când mergem în cabinetul medical și în urma investigațiilor medicale, domnul doctor ne invită și spune: vă rog să luați loc pentru că avem de discutat. Ce spui? Cum stai? Atent să vezi ce are doctorul să-ți transmită. Să vezi care sunt problemele medicale cu care te confrunți. Așa e că asculți cu interes. Haideți să considerăm în seara aceasta, dragii mei, că noi suntem în adunare și Domnul a făcut o evaluare sufletească fiecăruia dintre noi, prin Duhul Sfânt. Să știți, eu cred că Duhul Sfânt e prezent în adunare. Eu cred că Duhul Sfânt a făcut o analiză, o cercetare fiecărui suflet din biserică. Și în această seară aș vrea în câteva gânduri să acceptăm că Domnul vrea să ne vorbească, să ne facă o rețetă, o recomandare medicală, iar noi să o aplicăm în viața de zi cu zi ca să putem fi oameni sănătoși din punct de vedere spiritual. Voi avea câteva gânduri din psalmul 73 pe care fratele l-a citit. Dragii mei, am stat și m-am uitat asupra psalmului 73 în urmă cu ceva ani de zile și l-am lăsat să-mi vorbească. Și aș vrea în această seară să împărtășesc cu dumneavoastră ce mi-a vorbit mie Domnul prin psalmul acesta. Aș vrea să vă vorbesc dumneavoastră în numele Domnului în seara aceasta. Aici întâlnim o mărturisire a lui Asaf cu privire la un păcat pe care el l-a experimentat. Și Biblia spune că păcatul acesta era gata să îi îndoaie piciorul. Era gata să-i lunece pașii de pe cale. Oare despre ce păcat este vorba? Un păcat pe care noi nu-l mai considerăm atât de grav, e la modă, și aș vrea să vorbesc despre păcatul invidiei. Ce spuneți? E la modă păcatul ăsta? Să fie invidie în adunare, în biserică? Din păcate există. Și vreau să vă spun ceva. În locul acesta sunt două categorii de oameni. Oameni care într-o zi au avut o întâlnire reală cu Domnul în adunare și Dumnezeu le-a schimbat caracterul. A doua categorie de oameni sunt oamenii care n-au avut niciodată o întâlnire reală cu Domnul, care n-au avut un caracter schimbat și din păcate sunt printre noi. Haideți să pornim cu primul gând pe care l-am. Dragii mei, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. 2. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi lunece pașii. De ce Asaf? Căci mă uitam cu jin la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Primul gând. Întotdeauna omul care e atins de invidie se va uita spre cel care îl invidiază și va spune lucruri neadevărate despre el. Versetul 4. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte. Răspundeți-mi, vă rog, există om pe fața pământului să nu fie tulburat până la moarte? Dar sincer, vă rog să-mi răspundeți. Există om pe fața pământului să nu fie tulburat până la moarte? Suntem oameni, frați și surori. Nu există. Dar de ce vedea Asaf? De ce Asaf vedea așa? Pentru că era ca atins de invidie. Versetul 5.
n-au parte de suferințele omenești. Există om pe pământ să n-aibă parte de suferințe omenești? Ce spuneți? E un adevăr pe care îl mărturisește Asaf aici? Nu e un adevăr. Dar de ce vedea Asaf așa? Știți de ce? Printr-un caracter plin de invidie. Nu vi s-a întâmplat câteodată să vă întâlniți cu o persoană ciudată și să se uite la dumneavoastră și să spună: mă, tu ești plin de mândrie. Și v-ați întristat. Și s-ar putea să nu ai mândrie în inima ta, dar el să te numească un om mândru. De ce? Pentru că omul mândru întotdeauna te privește prin ochelarii pe care îi are, prin caracter, și caracterul lui s-ar putea să fie un caracter mândru, să aibă mândrie. Un om mândru te privește prin caracterul lui și va considera că și tu ești mândru. În această seară aș vrea să ne cercetăm fiecare în mod personal, nu unii pe alții. Suntem experți în a ne cerceta unii pe alții. Să învățăm ceva de la Asaf, de la experiența lui, de la viața lui, din falimentul pe care el l-a trăit. Dragii mei, întotdeauna omul care e atins de invidie va spune lucruri neadevărate despre alții. Vi se pare că trăim o vreme când foarte multe lucruri neadevărate sunt spuse despre alți frați? Cum să nu? Foarte mult. Se duce David în Valea Terebinților cu bucate la frații lui. Și pe David îl întâmpină Eliab. Și începe să-l bagiocorească. Știi o mândria din inimă, ai venit să vezi lupta. Cui ai lăsat acele puține oi? Ai venit să... O, mândru! Era David mândru? Dar de ce Eliab îl vedea așa? Pentru că era plin de mândrie. O, câți Eliab sunt azi! Într-o împrejurare, un frate mai sărac și-a cumpărat o mașinuță mai bună. Sărac. Și un om destul de mândru se uita așa la el și fratele era la volan, sărăcuțul, o mașină mai bună. Și ăsta bogat, ăsta mândru, zice: uite-l și frate Daniel, că e plin de mândrie, uite cum stă la volan. Mă. Zic, nu-i fratele plin de mândrie, eu cred că tu ești mândru, dragii mei. Haideți să ne cercetăm în seara aceasta. Oare nu cumva am fost sau suntem atinși de păcatul invidiei? Știți că e un păcat care duce la moarte? Știți de ce s-a dat prima crimă din univers? Din pricina invidiei. S-a uitat Cain la jertfa fratelui său, la Abel. Și Domnul i-a primit jertfa lui Abel pentru că inima lui era bună. Iar inima lui Cain era rea. Și Domnul întotdeauna se uită la inimă. Oamenii plini de invidie sunt oamenii care întotdeauna se uită la jertfa altora, nu la jertfa lor. Se uită la cântarea ta. Uite, frate, plin de mândrie au cântat. Uite, frate, cum se roagă, plin de mândrie. Dragii mei, Asaf spunea lucruri neadevărate despre alții, pentru că era atins de păcatul invidiei. Haideți să continuăm. Versetul 12. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Oare întotdeauna oamenii sunt fericiți pe pământ? Eu am întâlnit oameni cu bani care erau triști, pentru că nu bogăția aduce bucurie. Și adevărata bucurie pe care care vine în inima omului, o aduce doar Dumnezeu prin cuvântul Evangheliei, lăudat să fie Domnul. Oamenii cu potențial financiar sunt cei mai triști oameni, cei mai neîmpliniți. În al doilea rând, omul care este cuprins de păcatul invidiei va spune lucruri neadevărate și despre el. Haideți să vedem ce spune Asaf. Degeaba dar mi-am curățit eu inima. E degeaba? E degeaba să-ți curăți inima?
E degeaba să fii curat înaintea lui Dumnezeu? Nu-i degeaba. Dar de ce vedea Asaf așa? Degeaba mi-am spălat mâinile în nevinovăție. E degeaba să fii un om nevinovat? Dar de ce vedea Asaf? Nu vi s-a întâmplat câteodată să vă uitați în viața altor oameni cărora le merge bine și tu te rogi, postești, te sfințești, îl cauți pe Domnul, vii la fiecare întâlnire, te păzești de păcat și nu mai necaz, nu mai suferință și te atinge păcatul ăsta invidie și te uiți la cel care face toate păcatele posibile și te întrebi, Doamne, parcă degeaba m-am pocăit, parcă degeaba vin la biserică. Vreau să spun în această seară, niciodată nu-i degeaba. Când noi ne-am pocăit, Dumnezeu nu ne-a promis că nu vom avea necazuri. Dimpotrivă, creștinii au cele mai multe necazuri. Ființele acestea vor avea necazuri, spunea cuvântul. În împărăția lui Dumnezeu vom ajunge prin multe necazuri și suferințe, așa-i? Multe! Eu sunt în seara asta aici, mă vedeți, poate spuneți, Domnule, arată bine. Fratele Pavel are un frate care mi-este prieten bun, fratele Nelu, plin de cancer, nu unul, mai multe. Dar ori de câte ori vorbește de la avon, plin de bucurie. Vorbeam cu soția într-o zi și socrii mei îl ascultă, îl urmăresc foarte mult pe fratele pe Albin. Și le-am spus socrilor mei, uitați-vă, fratele ăsta care predică face chimioterapie. E plin, mai multe cancere are. Dar ce față senină, plin de bucurie, slujește pe Domnul. Frații mei, trecem prin multe încercări, multe suferințe. În 2021, în 2018, pancreatită cronică, eram în Belgia. Am vrut să renunț la slujire, să lucrez într-un alt domeniu și înainte de a semna un contract cu o firmă, m-am îmbolnăvit. Luni dimineața trebuia să fac, să semnez contractul și vineri noapte am făcut pancreatită. A devenit cronică, mai multe intervenții chirurgicale. În 2021, din nou, pancreatită acută, medicii de la gastroenterologie din Cluj nu mi-au dat șanse. Dumnezeu s-a atins de mine. Și în această seară sunt aici. Pentru că prin multe necazuri ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Știți care e rolul necazului? Ne modelează caracterul. Știți care e rolul suferinței în viața creștinului? Ne modelează caracterul. Să putem accepta voia lui Dumnezeu în viața noastră. Haideți să nu mai privim cu invidie la oamenii cărora le merge bine. Și dacă ne-am pocăit, niciodată în vremuri de răstrișe, de necazuri, de suferință, să nu cârtim înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, degeaba m-am pocăit. Psalmistul David în Psalmul 23 are o exprimare și spune, Tu mă povățuiești pe cărări drepte din pricina numelui Tău. Dragii mei, Dumnezeu în viața fiecărui creștin trasează căi și s-ar putea calea pe care a trasat-o Domnul în viața ta să fie o cale a suferinței. Și ți se pare nedreaptă, spunea cineva, frate, numai la spital, în fiecare săptămână dializă, drumul meu, calea pe care Dumnezeu mi-a trasat-o, e pe la dializă, în fiecare zi, în fiecare săptămână. Fratele Nicolae Ciuruc, care a plecat la Domnul, spunea într-o împrejurare, așa m-am săturat în fiecare săptămână dializă de 20 de ani. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu vom ajunge prin multe necazuri. Dar în necaz nu trebuie să punem întrebări absurde și trebuie să spunem, Doamne, îți mulțumim. Asaf a fost atins de păcatul ăsta al invidiei, a fost tentat să se uite la cei răi cărora le mergea bine. În această seară, dacă Dumnezeu a trasat niște căi în viața dumneavoastră care vă par nedrepte, haideți să ne pocăim
de aceste atitudini și să spunem așa, Doamne, fiecare cărare pe care ai trasat-o viața mea este dreaptă din pricina numelui Tău. Amin? Pentru că Domnul ne vrea oameni încercați. Dacă am fost atinși de păcatul acesta, cum a fost atins Asaf, știți care e soluția? Versetul 16. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Știți cât a gândit Asaf așa? Până a intrat în prezența Domnului. Știți câtă vreme vom avea gânduri din acestea? Câtă vreme ne vom uita în viața celor care credem noi că le merge bine? Până vom intra în prezența lui Dumnezeu, în sfântul locaș și până Domnul se va atinge de inima noastră, de caracterul nostru și ne va schimba. Amin? Haideți să privim să vedem cum iese Asaf de sub prezența lui Dumnezeu. Cum vorbește omul acesta după ce Domnul îl atinge, după ce Domnul îl schimbă și îl transformă? E un alt om. Pentru că omul care e atins de prezența lui Dumnezeu devine altul. Ești botezat cu Duhul Sfânt? Trebuie să se vadă. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Dacă Duhul Sfânt este în inima ta, în viața ta, tu ai o limbă nouă, schimbată, transformată. Nu mai vorbești urât, nu mai vorbești murdar, nu mai minți, nu mai cârtești, nu mai invidie. Uitați-vă cum iese Asaf din prezența Domnului, schimbat total. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Omul mândru are inima amară, mereu nefericit. Nu cumva ai o inimă amară, vii în adunare, te uiți în dreapta, te uiți în stânga, frații se bucură și tu stai trist, împovărat, plin de răutate, de invidie. N-ai vrea în seara aceasta să se atingă Domnul inima, să nu mai ai o inimă ca lui Cain. Pentru că în inima lui Cain a încolțit gândul de a-l ucide pe fratele lui. Știți că astăzi sunt mulți oameni care urmează calea lui Cain? Îl întâlnim mai târziu pe fariseul de la templu, care era un închinător care venea pe calea lui Cain. Și fariseul era undeva ridicat la înălțime, că întotdeauna fariseii stau sus. Și Biblia spune că se ruga frumos. Fariseii întotdeauna se roagă frumos. Își scotea în evidență caracterul lui, religia lui, faptele lui, lăudabile. Îți mulțumesc că nu sunt, Doamne, eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Și undeva jos era un vameș care se bătea cu pumnul în piept, dar nu se lăuda și spunea, ai milă de mine, păcătosul. Care credeți că s-a coborât de la templu socotine prihănit? Fariseul sau omul care se bătea cu pumnul în piept și își mărturisea păcatul? Vameșul. Fariseul care era un închinător de pe calea lui Cain. Câți nu sunt astăzi? Venim în adunare la cina Domnului și în loc să ne cercetăm în mod personal, ne uităm la fratele, oare de ce nu a luat cina? Oare de ce ceva s-a întâmplat în viața lui și Domnul ne chema încă de la început prin fratele Pavel, din cuvântul pe care l-a citit, să luăm seama la noi înșine. Fiecare să ne cercetăm în mod personal, să-i spunem Domnului realitatea din viața noastră. Noi suntem buni experți în a spune adevărul despre alții, dar Domnul ne cheamă în seara aceasta să ne închinăm și să ne prăbușim înaintea Lui, în prezența Lui și să-i spunem adevărul despre noi. Amin? Uitați-vă cum își mărturisește Asaf atitudinea lui, păcatul.
Omul care invidiază e un om fără judecată. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. O, ce frumos să începe să vorbească Asaf. Pentru că oamenii care ies de sub prezența lui Dumnezeu îl laudă pe Domnul. Și spun, Doamne, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Așa vorbesc oamenii care au fost transformați de Domnul. Mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine am eu altul în cer, în afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc în nimeni plăcerea decât în Tine. Ce diferență între un Asaf, înainte de a intra în prezența Domnului, și un Asaf care a ieșit de sub prezența Domnului? Ai fost schimbat cu adevărat? Nu mă interesează din ce congregație faci parte. Un om care s-a întâlnit cu Domnul Iisus are un caracter schimbat. Dacă ducem lipsă de ceva astăzi, ducem lipsă de oameni care au caracter. Oamenii privesc spre noi, vor să vadă caracterul nostru, dar atâta vreme cât eu invidiez, cât eu mint, cât eu urăsc, degeaba mă numesc penticostal. În această seară suntem chemați să ne pocăim și să intrăm în prezența lui Dumnezeu, ca Domnul să ne schimbe inimile, să ne schimbe caracterul. După ce vom ieși din prezența lui Dumnezeu, schimbați, transformați, vom vorbi ca Asaf. Ce cuvinte extraordinare rostește Asaf după ce iese din prezența Domnului. Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Oh, ce diferență între Asaf nou și Asaful, între Asaful vechi și Asaful nou. Fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Care-i fericirea ta? Care-i fericirea mea? Vrei să fii un om fericit? Apropii-te de prezența Domnului. Poate nu mai suntem fericiți în familiile noastre. Întâlnesc atâtea biserici triste, atâtea fețe triste. Dragii mei, oare cine ne-a furat bucuria mântuirii? Eram în spital în Cluj. Aveam colegi care erau operați de cancer și aveau fețele foarte senine. Unii dintre ei se rugau. La spital nu mai contează că ești adventist, că ești ortodox, acolo toți sunt frați și toți se roagă. De multe ori, așa de stins ne rugăm în adunare. Știți că o biserică matură e o biserică a rugăciunii? Oare ne mai rugăm în familiile noastre? Am observat că vă rugați foarte slab. Ne mai rugăm în familiile noastre? Nu cumva s-a stins altarul rugăciunii? Aș vrea în seara aceasta să vă motivez la o rugăciune. Dacă am fost atinși de păcatul invidiei, dacă ne-am uitat în viețile altora, dacă am venit în adunare și nu ne-am putut bucura de prezența lui Dumnezeu, oare unde e cel mai minunat loc în care te poți bucura dacă nu aici? Vă bucurați la muncă? Bani puțin, muncă multă. Vă bucurați la cumpărături? Nu. Multe ați vrea să cumpărați, cardurile sunt mai subțiri. Aici e momentul și locul cel mai potrivit să te bucuri în prezența lui Dumnezeu. Când vine Domnul și te cerșetează, te mângâie, îți vorbește și te înviorează. Mă bucur când mi se zice, haide-mi la casa Domnului. Te mai bucuri? Te mai bucuri de prezența lui Dumnezeu în adunare? Sau aștepți ora încheierii programului? În această seară vă provoc din toată inima să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu. Vin vremuri deosebit de grele. Oamenii care n-au avut o întâlnire reală cu Domnul, așa cum a avut Asaf, nu vor rezista prin vremurile acelea.
Îl rog pe Duhul Sfânt în seara aceasta să coboare în fiecare inimă. Aleluia. Și să ne umple vasele cu un de lemn. Amin? Fecioarele nechipzuite, dragii mei, n-au avut parte de intrarea în odaia de nuntă cu mirele. Știți de ce? Pentru că n-au avut un de lemn în vas. Ce înseamnă asta? Un de lemnul în vas e plinătatea Duhului Sfânt. Oare n-au avut timp până a striga mirele, până a venit mirele, n-au avut timp să-și umple, să cumpere un de lemn? Ba da! Dar știți de ce? Le-au prins venirea mirelui fără un de lemn în vas? Pentru că au crezut că au timp. Vreau să vă spun în seara aceasta, nu mai este timp. Nu mai este timp pentru umplere. Fecioarele nechipzuite sunt pocăiții, oamenii care au avut Biblia, au cunoscut calea lui Dumnezeu, pocăința, dar au considerat că au timp pentru sfințire. În seara aceasta vreau să vă avertizez și Duhul Sfânt ne avertizează, nu mai este mult timp. Haideți să privim în vasele noastre, să vedem, sunt pline de Duhul Sfânt. Când vasul tău e plin de Duhul Sfânt, vii în adunare și te bucuri. Și David spunea în Psalmul 23, paharul meu e plin de dă peste el. Și când e paharul, vasul tău plin de Duhul Sfânt și dă peste el, se vede. Întâlnești câte un frate care e plin de Duhul Sfânt. Și strigă, aleluia, și tu care ești gol, te uiți speriat, mă, ce are ăsta mă de strigă așa în adunare? E plin de bucurie. Omul care e plin de Duhul Sfânt și dă pe din afară, se duce la cel întristat și îi spune, frate, de ce ești întristat? Ce necazuri ai? Mă rog pentru tine! Dragii mei, oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt nu sunt oameni slabi, sunt oameni plini de bucurie. Haideți în seara aceasta să intrăm în prezența lui Dumnezeu și să ne cercetăm fiecare în mod personal. Și îl rog pe Duhul Sfânt să ne schimbe caracterul și să umple vasele noastre cu un de lemn, pentru că mirele vine și nu zăbovește. Și dacă vei fi găsit gol, dacă vei fi găsit gol fără putere de sfințire, nu vei avea parte în odaie cu mirele. Nu contează câți ani ai venit la biserică. Nu contează. Contează că în momentul când Domnul va face strigarea, să fie o fecioară înțeleaptă, care are un de lemn în vas, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Vă invit să ne rugăm înaintea Domnului și să venim din toată inima, să stăm în prezența Domnului și să-L rugăm să ne atingă Domnul inima, sufletul și să ne transforme și să ne umple cu putere, cu Duhul Sfânt. Amin. Doamne, Tată Ceresc.